uităm de unde... Îl citesc pe Hava, să, vă rog. Să nu uităm de unde se trage, să nu uităm filierele care funcționează și care în momentul de față conduc, se pare că, România. Însă m-aș întoarce la degringolada despre care vorbea domnul Benoni Ardelean mai devreme și aș spune următorul lucru. Degringolada asta se va termina atunci când toți acești mari bărbați de stat vor merge acasă și când România va fi condusă de femei, pentru că eu cred cu adevărat în puterea femeii românce. Și tocmai de aceea chiar le invit pe doamnele care s-au săturat de acest scandal să facă un pas înainte, să vină în politică și împreună să vedem cum putem să stopăm abuzurile în România. Să știți că noi avem doamne foarte serioase în Partidul Național Liberal. Doamna însă, Anisie, de pildă. Însă, din doamna păcate, uite că nu le vedem ci pe dânsele, ci îl vedem pe domnul Florin Câțu, dictatorial, abuziv și așa mai departe. Dar de ce spuneți asta? Domnul Câțu mi se pare un om care are șansa să fie ales sau să nu fie ales la Congres, deci să supune filtrului, ca să zic așa, și dacă așa vor liberalii, să meargă cu Câțu, e dreptul partidului să meargă cu Florin Câțu în continuare, nu? Domnul eu de-abia aștept să-i văd pe primarii PNL protestând în piață. Pe? Pe primarii PNL. De ce să protesteze primarii? Păi am înțeles că se anunță prezența primarilor în piață. Da. Da. Ai, am înțeles că e un congres destul de mare.